Zona montană a județului Hunedoara continuă să fie un magnet pentru turiști. Sunt și turiști obișnuiți, dar și practicanți de sporturi montane. Iar salvamontiștii hunedoreni au câteva recomandări pentru aceștia, mai ales pentru prima categorie menționată. În plus, în cazul competițiilor sportive sau a grupurilor mai mari, oamenii muntelui recomandă completarea unei solicitări aflate pe site-ul Salvamont Hunedoara, prin care numărul salvatorilor montani prezenți pe trasee poate fi suplimentat, toate acestea fiind pentru asigurarea unui grad de siguranță cât mai ridicat. Ce recomandați turiștilor care vor urca pe munte? Să se echipeze corespunzător, să se uite un pic peste prognozele meteo pe site-urile de specialitate, să țină cont de avertizările noastre, să treacă pe la punctele salvamont dacă sunt prin zonă și să se informeze despre trasee. Mai vedem și noi, mai dăm un sfat, mai vedem cum sunt echipați. Dacă sunt grupuri mari, ar fi indicat, este pe site la noi un formular, dacă există tot felul de competiții sau organizări de tot felul de manifestări în zona montană, să-l completeze formularul, mă scuzați, și să-l trimită. Asta pentru a suplimenta și noi numărul de salvatori în zonă, ca turiștii să simtă mult mai în siguranță, să stăm cu ochii pe ei, dacă se întâmplă ceva să fim foarte aproape. De asemenea, Ovidiu Bodean, șeful serviciului Salvamont Hunedoara, recomandă turiștilor ca în cazul în care întâlnesc un urs, deși până în prezent aceștia nu s-au apropiat prea mult de zonele populate, să nu intre în panică și să facă zgomot. Există și urși, bineînțeles, însă sunt sălbatici, din fericire, nu ca și în zona Brașovului sau în alte zone, nu vin la gunoaie, să sperăm că nu se vor învăța cu ele. Trebuie să facă gălăgie, să simtă prezența, nu neapărat să urle, dar ei simt prezența omului și se îndepărtează. N-am avut până acum turiști atacați de urși, așa că asta este. Noi suntem în habitatul lor, nu ei în al nostru. Și nu în ultimul rând, turiștii trebuie să respecte două reguli de bază pe munte, respectiv acelea de a fi echipați corespunzător și să nu devieze de pe traseele marcate de către salvamontiști.